fiu, înainte de emisiune a fost focus și am zis, mă, Andreea, fii atentă. Andreea Berecleanu, colega noastră. Dacă faci vreo bâlbă, te rog eu frumos să-ți fie cheie pentru Cricotaș, că nu e pentru asta. M-am întâlnit cu ea în 2018 și i-am spus, draga noastră, Andreea, vei fi colega noastră peste 2 ani. N-a crezut, uite și tu poți. Astea vor o veniți aici, măi, bătelucelor, măi. Bună seara, stimabil Cricotaș. Am mai trecut un rând de alegeri și iată, lucrurile sunt foarte clare, foarte limpede. Le văd clar. Da, Șerbani, e clar că totul e neclar. Adică PSD-ul a luat cele mai multe voturi, dar asta nu înseamnă neapărat ca și câștigat alegerile. Avem o mică mare problemuță. Deci, în politică, dragilor, 1 plus 1 nu fac niciodată 2, ca să știți pe aia. Exact, dacă știți cu adevărat alegerile, doar atunci dacă intri la guvernare. Dacă nu ești ăla de pe prima poziție din opoziție. Bine, mai sunt niște stricați acolo în opoziție, dar... Băi, marele păcat e că 70% dintre votanți au stat acăsică. Unii s-au speriat de COVID, alții au avut o mare lehamite, dar cei mai mulți, pentru că era frig afară, evident. Acum vă rog frumos, uitați cadrul general. Cei virili în spirit sunt aici la Cronica Cârcotașilor, care începe chiar acum! Cronica Cârcotașilor! Astă seară la Cronicuță! Doamnelor și domnilor, în această seară... Dacă mai exista Cronica Cârcotașilor, ne vedeam și noi miercuri. Există! Nesimțitule! Există? Da, nu se uită. Mergem mai departe! Facem rezumatul alegerilor. De remarcat că Aura a avut procente scăzute la cei cu facultate. Bravo, mă! Ai prins-o? Vedem ce o să fie și la noi. S-au aruncat pumni și mațe de porc în parlamentul din Taiwan. Dar și ce-ar fi putut să fie? Și-a anunțat demisia și retragerea din viața politică. Mai bine v-ați tunea de politică și voi și eu. Dar și pe Zaiafet. Mergem în pula cu satelitul. Haideți cu noi. Dar și multe bâlbuțe. Dacă ați aflat după acest pelerinaj, știi de ce s-a apucat bulă de pian? Că o persoană s-a îmbolnăvit. Că nu putea să țină berea pe vioară. După ce a participat la pelerinaj. Acea persoană a murit. Ați avea-o pe conștiință? Nu. Nesimțitule. Ați avea-o pe conștiință? Nu. Ai dat-o prostă în momentul de față? Nu. Ai spus niște minciuni? Ați avea-o pe conștiință? Nu. Și, evident, un efect de căcat. Nu. De căcat. De asemenea, Ips Teodosie insistă. Lucru care nu s-a mai întâmplat nicăieri pe planetă. Dacă a venit la Sfântul Andrei o persoană, a venit să-l caute pe Dumnezeu. Ești doar un pulete. Sunt cuvinte dacice, toate. Care se sucește de la lună la lună. Noi nu vorbim de boală la Sfântul Andrei. Deci ce să mai tot atâta? Mamă, Marchita, avem de văzut în seara asta! Bravo, Șerbănică! Nu așa că ți-e fric de aia, ți-e luat mască? Nu, am o mică mare problemă. Toată lumea m-a întrebat de ce nu mi se aburește masca în momentul în care stau cu ochelari. De ce? Pentru că eu nu por lentile. Mă scuzați, că are doar mască. Îi mulțumim colegii Danone pentru... Pentru îngerași foarte frumoși, făcuți chiar foarte tare. Da, revenim în emisiune dimineața la Pro TV. Barza rimează cu varza. Ei, bine, Șerban, și în viață e la fel uneori. Când te vizitează o barză, ești varză și începi să-ți faci probleme că nu te-ai proteja. Unde ajungi? Lume, lume, rămâi pe ProTV. La ProTV dis de dimineață un filon getodac își face apariția. Culmea, reprezentanta lui are un nume roman, Lavinia. 5 chelnerițe angajate la o berărie din Austria au rămas însărcinate la scurt timp după ce pe acoperișul localului s-a instalat o familie de berze. A venit varza, barza pe bune. Da. Barză, viezure, mânz, toate aceste cuvinte cu Z reprezintă filonul dac de care vorbea, dar să auzim știrea, fiți atenți. Helmut Satzinger, proprietarul berăriei, povestește că era nerăbdător să vadă pui în cuibul de pe horn. Nu s-a întâmplat, pentru că cele două berze sunt prea tinere. A primit vești, în schimb, de la 5 dintre angajatele sale, care au rămas însărcinate aproape în același timp. 2 oder höchstens mal 3, das ist schon sehr außergewöhnliches Jahr. Aber 5, das ist schon sehr etwas Besonderes. Omul n-a luat în calcul efectele pandemiei, pentru că la mijloc ar fi o altă explicație. Das ist eher, glaube ich, eine Lockdown-Geschichte.
Vedeți ce face pandemia? Potențează barza. Și era culmea ca tocmai martie să lipsească din post. Așa că Busu își dă și el cu părerea despre berze verze și alți bănci. A venit, a venit Florin, nu Barza. Nici Barza, eu am fost Barză. Barză, varză, iepure, ăsta, viezure, pardon, iepure, ușor. Viezure, moș, mal, astea sunt mânzi, sunt cuvinte dacice, toate. Deci, n-ai greșit prea tare. Ești foarte oricum, drăguț. Să fim liniștiți, doamne, vine Barza. Stilou a fost clar inventat de un român, vorba lui Mafu, Poenaru. Așa că multe lucruri și avionul ăsta, motorul cu reacție, Henri Coandă, deci ce să mai tot atâta? Ci că dacii își puteau lua câte neveste voia Barza lor. Da, marele adevăr e că Barza a contribuit activ la etnogeneza românilor. Să nu spui știi că Barza era adusă de roman, că nu te cred. Hai, abia o varză pe rața ar merge, dar păcat că unele dintre berze au născut verze. Vă prezentăm acum celebra televiziune România TV, unde prezentatoarea nu știe exact cum se numește o protestatară celebră. Mergem la Piața Victoriei, la Cosmina Cerva. Am văzut-o astăzi alături de protestatari, certându-se cu jandarmii. Doamna Cerva, de ce ați protestat? Bună seara și la mulți ani. Codruța Cerva este numele meu. Normal că o cheamă Codruța Cerva, dar numele Codruța este interzis la România TV. Însuși patronul Ghiță din îndepărtata Serbia dat ordinul. Ho, ho, ho. Mergem la Piața Victoriei, la Cosmina Cerva. Am văzut-o astăzi alături de protestatari, certându-se cu jandarmii. Doamna Cerva, de ce ați protestat? Bună seara și la mulți ani. Codruța Cerva este numele meu. Tot la România TV, de râs se face și un reporter care are niște exprimări senzaționale. Fiți atenți! România a plătit la Comisia Europeană plata avansului de 12 milioane de euro. România a plătit la Comisia Europeană plata avansului de 12 milioane de euro. Acum că România a plătit plata, deși era complicat să plătească altceva, urmează și un dezacord. Puțin atenție! Medicul Valeriu Gheorghiță, care este coordonatorul campaniei de vaccinare anticoronavirus, dar și ministrul sănătății Nelu Tătaru, spune faptul că România va primi prima tranșă de vaccin la finalul lunii decembrie. Subiectul este compus doctorului Pește și ministrul Nelu Tătaru, dar predicatul rămâne la singular. Felicitări și la mai mare! Ai grijă și la bâlbâiel! Medicul Valeriu Gheorghiță, care este coordonatorul campaniei de vaccinare anticoronavirus, dar și ministrul sănătății Nelu Tătaru, spune faptul că România va primi prima tranșă de vaccin la finalul lunii decembrie. Și cum alegerile băteau la poartă, era imposibil ca România TV să nu prezinte o bătaie electorală desfășurată în fața unui primar al unei localități din România. Atenție, urmează imagini șocante, la fel de șocante ca și rezultatul alegerilor. Extraordinar! În politica românească, smardoiala a fost întotdeauna la mare cinste. La mare cinste, la fel ca mârlănia, care este o ideologie care a avut și are mare succes pentru noi românii. Încă ceva, ne plac cei care jură, care ne fac cu ochiul complice și eventual spun câte un banc porcos. Pentru că nu e așa, sunt ai noștri, mă, cu manevrele. Păi ce seamănă asta cu domnul Băsescu, nu știu, ai da? Avut o descriere perfectă pentru el. Aha. În fine, încă o dată românii au ales să nu aleagă, că sunt șmecheri sau acasă, după aia se plâng. Desfășurate în plină pandemie, alegerile parlamentare au avut un deznodământ crunt. Doar o treime din populație s-a prezentat la vot, iar 10% din treimea asta, adică 3% din totalul populației, s-a orientat către un partid ce revendică locul liber lăsat de PRM și PPDD. Dacă nu ați auzit de partidul Haur, înseamnă că nu prea mergeți la fotbal, prin galerii. Iată, au și ultrașii reprezentanții lor. Iar în diaspora, ce să mai spunem, același partid a ieșit pe locul 2, asta ca să le mai cadă nasul ăstora care se cred progresiști.
În rest, PSD-ul are electoratul lui stabil, oricine l-ar conduce, UDMR-ul are aceiași votanți, USR-ul cu plusul lui au făcut progresul praf, iar PNL-ul este marele înviz. Partidul Național Liberal consideră că este câștigătorul acestor alegeri. Atât câștigătorul moral, cât și câștigătorul la finalizarea procesului de numărare a voturilor. E clar că românii nu au dat un mandat clar niciunui partid să formeze singur guvernul, deci vom avea de-a face cu un guvern de coaliție. Aș dori să le mulțumesc românilor că au sancționat această batjocură la adresa lor în ceea ce privește gestionarea pandemiei, închiderea școlilor, închiderea piețelor, închiderea bisericilor. Foarte mulți oameni au amendat PNL-ul pentru PSD-iști aflați pe liste, dar cu oamenii ăștia a căzut guvernul Dăncilă. Apropo, vă puteți închipui o Românie condusă în pandemie de Dăncilă? A? Senzațional ce se întâmplă în politica asta, de acum suntem mult mai auriți. Da, adică avem... viitor de aur, țara noastră! Nu, n-ai pus accentul bine. Ioana... Viitor de haur, da. Țara noastră! Ioana, ia să-ți văd... Aura. Specialistul în politică, domnul Gogâie, are pentru noi un mesaj. Băi, șmecherilor, băi, alo, puțin atenție, eu cu cine votez, că n-am știut niciodată asta. Cu jmenarii sau cu țeparii, a? Păi unii te înșeală, iar alții te duc de nas, bă. Păi știți cum văd eu politica asta? E ca și cum ai fi pus să alergi între gripă și apendicită. Deci te gândești, pe cine să ștampilez ca la sfârșit să rămâi în putere, mă. Și cu toate astea, e bine, mă, să mergi la vot când stai acasă, votează alții pentru tine, mă. Uite, de exemplu, pe bune. Bă, lăsați soarta copiilor voștri pe mâna mea, a? Păi nu, atunci vă meritați soarta, mă. Nu vă pup, că m-ați enervat, dar vă respect. Hai, pa! Bravo! Mulțumim analistului Gogâie! Adevărul e că e plin de gogăi printre alegători și de mămâi printre aleși. Ca să uităm și de gogăi și de mămâi, ne uităm la, atenție, Bebeluțele! Barcelona. Nu, dar tu ai văzut, da, că Barcelona nu e piesa, e piesa Andrei, lui, da. Da, e piesa Andrei, făcută cu Doni, care a fost la noi la Cârcu interviu săptămâna trecută sau cu două săptămâni. Clar. În săptămâna asta, fiți atenți pe cine am prins la Cârcu interviu. Am fost până în Laponia. În Japonia? Laponia. Bine, Laponia în Colentina am găsit, acasă la Moș Crăciun, unde l-am găsit pe moșu împreună cu doamna Crăciun, nevasta lui. Aoleu. Și cu... Sirenul unde era? Ăla cu nasul roșu. Rudolf avea o treabă. Dragilor, e decembrie, prin urmare ne-am gândit să facem un super cadou copiilor cu minți. Colega noastră Crina ne-a dat o mână de ajutor, așa că astăzi îi avem la Cârcu interviu pe Moș Crăciun și nevasta sa, doamna Crăciun. Bună seara, dragilor! Ho, ho, ho! Moșule, par puțin schimbat, s-a întâmplat ceva, ești ok? Sunt foarte ok, eu sunt moșul de rezervă, celălalt era în categoria de risc. Deci, cine e șeful în familia Crăciun? Să mai zicem, este necesar ce întrebare e asta, Ioana!
Doamna Crăciun, văd că sunteți mai pregătită de revelion decât de... Drăguților, eu sunt pregătită pentru orice. Uitați-vă la mine ce vine arăt. Super, aș vrea să știu totuși cine gestionează bugetul pentru cadouri. Eu gestionez bugetul pentru cadouri. Și cum stăm anul ăsta? Slăvuț! Uitați-vă și la mine! Ce vedeți aici nu este vârtă, este doar o hernie. Da, o duce rău, dar eu arăt fantastic și o înțin. Așa oh, yeah. este, doamna oh, Crăciun, dar aș mai vrea să știu cine citește scrisorile de la copii. Eu le citesc. Am intrat în afacerea asta de sezon, mai fac și un ban cinstit. Cine alege cele mai frumoase cadouri, moșul sau doamna Crăciun? Dacă este să vorbim de cadourile pentru douni, eu. Dar dacă este să vorbim de cadourile pentru doamne, tot eu. Cine gestionează echipa de spiriduș astfel încât totul să fie gata la timp? Eu, asta fac eu. Nu te mai bății așa răsciudat. Ho, ho, ho. Cine gătește în familia Crăciun? M-au angajat și pentru treburile casnice. Cine dă de mâncare renilor? A, și apropo, ce mai face Rudolf? Rudolf nu e hrăhine. De ce zici asta, dragă oșule? Pentru că... Hai că știi tu. Ciorhă aia pe care ai încercat să-i o doi când era răcit. O să nu dăm din casa Crăciun. Corect, corect, mergem mai departe. Cine conduce mai bine sania trasă de reni? Da, eu. De ce vă uitați așa la mine? Care dintre voi e mai talentat la cântat colinde? La cântat colinde? Stați! Moș Crăciun, fără flete dalve, a sosit de prin noeți și aduce daruri multe la toți copiii care foarte. Oști! Ho, ho, ho. Apropo de asta, sunt foarte curioasă. Cine îi aduce cadouri lui Moș Crăciun? Eu, iar anul ăsta, pentru că bugetul este destul de restrâns, am pregătit ceva special. Ceva sărăcăcios. Ceva... Poate îi luați o barbă, doamnă. Nu, că îmi place așa de el. Fără ai suflu, ai tânăr. Poate să uite și copii. Poate să uite și copii. Acum pe final aș vrea să vă întreb, cine e mai cârcotaș? Hai, de ce finalul? Nu, vă rog frumos. Înainte de orice, vă rog, transmiteți un mesaj pentru copiii care vă urmăresc de acasă. Și cei mari, dar și cei mici. Dragi copii, fiți veseli, fiți fericiți și jucați-vă mult, că voi începe școala și ați dat de velea. Mulțumim foarte mult, ați fost foarte drăguți, vă lăsăm pentru că știm că aveți o grămadă de treabă. Vă așteptăm în casele noastre de Crăciun, până atunci predați legătura în platou cârcotașilor. Aveți legătura, cârcotaș? Hai, moșule! Noastră colegă, de fapt, mai e colega noastră? E colega noastră, dar acum e puțin în... Am văzut, era ocupată de, cu... De bebetul și de pandemiu. Dar de moșu v-a plăcut, ce ziceți de moșu? Moș Crăciun e tinerel și doamna Crăciun era cam... Moș Crăciun e tinerel, dar... Pe petrecere, așa? Dar avea aici o... Avea un fel de hernie chiatală. De la alcool, da, mă. Da, oricum, mă bucur că am intrat așa în spiritul Crăciunului. Mă simt mai bună, un om mai bun, mai altfel. Simt că sunt mai înțeleaptă, că iert mai mult, că... Nu știu, dacă îmi permiți, m-aș spune atât. Ioana, cu suflet mare. Da, să știi. Vocea omenie aici, la cronica cârcotașilor. Aplauze. Da, mulțumesc, dar să știți că la Pro TV începe cel mult vocea nostalgiei. Săptămâna trecută Pro TV-ul a avut o altfel de voce a României făcută numai din foștii jurați. Așa ne-am dat seama că ne-a lipsit Moga. Pupă mama, bă, el de frumos. Hai. A, Chip și Dale după ce un tratament cu hormon de creștere. De fapt, nu Chip și Dale. Ăia de la Orange, la Don și Boing. Și că unul e așa și unul e așa. Deci, frate, mie mi-amintesc de Miaunel și Bălănel, doi motani care zgârie. Cine?
timpanul, miaunel și bălănel, tu nu i-ai prins. Nu, în mileniul în care m-am născut eu nu existau miaunel și bălănel. Dar cine sunt miaunel? În dreapta e bălănel. Eu știu pe Motanu Hamilton. Miau. În dreapta l-ai pe bălănel și în stânga pe miaunel. Luăm o pauză ca să arătăm fetele cine e bălănel și miaunel și bălănel. Doamnelor și domnilor, în această seară, pentru prima dată la Observatorul Orei 19, știrile ni le aduce... Era acea persoană a murit. Ați avea-o pe conștiință? Nu. Ați avea-o pe conștiință? Nu. De căcat! De căcat! De asemenea, Ups Teodosie insistă. A venit să-l caute pe Dumnezeu. Ești doar un pulete. Ștefan Bănică. Care se sucește de la lună la lună. Nu mai vorbiți de boală. Noi nu vorbim de boală la Sfântul Andrei. Gata! Ștefan oficial pe Instagram și TikTokista noastră Alexa Story și nu așa e Daniel Robert. Acum, doamnelor și domnilor, o chestie la care nu se așteaptă niciun coleg, nimeni nu știe. A. Trebuie să fac un anunț pentru că nu se mai poate așa. Zi. Dă mâna, te rog. Ia, rog. Doamnelor și domnilor, cadru, unde suntem aici, da? Doamnelor și domnilor, de o bună bucată de timp, eu și Alexandra suntem... Ce? Suntem... Ce suntem? Vecini! Ne-am liniștit! Bravo, bravo! Acolo unde e plin de asfalt și... Să revenim la... Scrisul în limba română apasă. E, apasă, nu că apasă, Șerban, doare! Când scrii, riști ca oamenii să descopere că ești agramat sub acoperire, tată! Demul n-a mai prezentat mare analfabeți ai micilor ecran. Hai să începem. Sunteți pregătiți, da? Bun. La ProTV avem scris albastru pe alb că e cea mai grea perioadă a Statelor Unite. Tot la ProTV aflăm că Marian Drăgulescu e în aceeași competiție cu fiul ei. La Prima TV, echipa Udineze cu 2 de S ajunge să fie scrisă Udineze cu Z. La B1 TV, ne scuzați, din nou e vorba de niște relații intime în cadrul spiutalului. Iar la Antena 3 avem de-a face cu un ciminal în libertate. O fi prezentatorul? Rămânem tot la Antena 3 pentru a vă prezenta imaginile zilei. Și tot de la Antena 3 am cules și o bâlbă simpatică. Ia ascultați aici cum zice o tută dexametazon. La fel cum s-a întâmplat și în cazul dezagmetazonei, un alt inflamator. Stimată prezentatoare blondă, deci dacă te aude Trump, fai de mine, te aleargă cu parul, că el s-a făcut bine cu dexametazona. La fel cum s-a întâmplat și în cazul dezagmetazonei, un alt inflamator. Bine, mă, bravo! Bine, bravo! Mițili, dacă nu-ți iese deloc dexametazon, înlocuiește și tu cu ceva mai simplu. Spune-i dexa sau, nu știu, găsește alt cuvânt. Camera pe mine, vă rog frumos. Poți să spui repede și simplu, Costi asteroid. Ce, mă? Costi. Nu, mă, corticosteroid, simplu, frumos, elegant. Da, deci, revenind la Antena 3, Mircea Badea are probleme de dicție. Înjură clar cu toate literele și extrem de sonor. Bă, ce înseamnă, mă, să ai o limbă de asta antrenată, mă, băiat? Corticosteroid. La Antena 3, Mircea Badea, celebrul scelerat de la televizor, vorbește ca la ușa cortului. Prima dată e plin de materii fecale. Asta cu testarea și aia cu arestatul populației infectate, lucru care nu s-a mai întâmplat nicăieri pe planetă. Cea odioșenie stalinistă oribilă și, evident, cu un efect de căcat. De căcat. Ați aflat care este efectul? Să vedem acum cine a făcut această odioșenie stalinistă. Am încheiat citatul. Ești totuși profetul Mahomed. Ești doar un pulete care se sucește de la lună la lună. Comparația între profet și, ne scuzați, pulete este o marcă înregistrată Mircea Badea, vă rog frumos. Ești totuși profetul Mahomed.
Ești doar un pulete care se sucește de la lună la lună. Tot la Antena 3 avem un reporter care are o exprimare senzațională legată de aglomerația de pe DN1. La un moment dat, în drumul dinspre Brașov, înspre Predeal și mai apoi către Bușteni, aveai de înarmat cu răbdare pentru că se circula destul de greu și la un moment dat chiar străbăteai undeva la 5 km în aproximativ o oră și jumătate. Suntem foarte curioși cum arată arma asta. Răbdare, că de la atâtea clișee lingvistice, mustește televiziunea. Aveai de înarmat cu răbdare pentru că se circula destul de greu și la un moment dat chiar străbăteai undeva la 5 km în aproximativ o oră și jumătate. Iată acum niște imagini care ne-au stârnit curiozitatea și amuzamentul. O doamnă de la Brăila, ca orice doamnă respectabilă sub prefect, a executat, mamă dragă, niște piruete aiuristice de ziua națională. N-ați văzut așa ceva? Prefectul Simona Drăghincescu, care are atribuții de prefect, s-a încurcat vizibil în timpul ceremoniei. A executat mai întâi o dublă piruetă, iar când a plecat, însoțită de ofițerul care i-a dat onorul, a ieșit la rampă cu o nouă piruetă, efectuată de data aceasta de la dreapta la stânga. Și... Da! Zic că am amețit. Doamna prefect de Brăila a făcut stânga în jurul împrejurului. Despre această întâmplare ne dă câteva detalii. Doamna sublocotenent Grenada Batalionescu! Doamna Grenada, mulțumim! Intrați să rămân. Să trăiți! Am onoarea să vă salut. Eu sunt cea care a învățat-o pe doamna subprefect ce să facă la ceremonie. Problema este că dumneai nu prea știe care-i stânga și care-i dreapta, așa că de-aia ales să facă dumneai așa o rotație completă ca globul pământesc. Cât m-am luptat cu ea ca să o conving să salute garda militară cu să trăiți, nu. Dumneai zicea că e prea sobru și voia să le spună militarilor vă pupic și iubiți-vă pătunuri sau mâncava-și muniția voastră. În fine, până la urmă, important e că a ieșit bine. Vă salut și vă respect! Bravo! Bravo! Să trăiți! Mulțumim, domnșoarei Grenada Batalionescu! A devenit un militar de excepție și va intra în top, top, top rușinica! Să trăiți! Top, top, top rușinica! Bună țară, rea croială, firarea de rânduială, ăia hoți, ăștia hoți, mama lor la toți. Vin ai noștri, pleacă ai noștri, noi rămânem tot ca proștii, ăia hoți, ăștia hoți, mama lor la toți. Bat-o vina, bat-o strechea, trage aici cu urechea, mai române om sărac, iar ți-au venit de hac. Ne promit marea cu sarea și conduc aiurea țara. Opozanți și potentați, nu vă bateți joc de frați. Chiar dacă bună țară, rea croială, firarea de rânduială, ăia hoți, ăștia hoți, mama lor la toți. Vin ai noștri, pleacă ai noștri, noi rămânem tot ca proști. Ăia hoți, ăștia hoți, mama lor la toți. Așa, am primit înainte de emisiune o veste că cineva contribuie cu 3.000 de lei. Dacă ne puteți susține. Politruciși fac concedii, pe Lacan, Hawaii, caregii, pensionarii pedagogii au ajuns spre cum milogii, venetici fac presul pâinii, iar la costă noi românii, muncitorii n-au salarii, curvele pupă dolarii. Nu mai avem bani nici de benzină. Bună țară, rea croială, firarea de rânduială, ăia hoți, ăștia hoți, mama lor la toți. Vin ai noștri, pleacă ai noștri, noi rămânem tot ca proști. Ăia hoți, ăștia hoți, mama lor la toți. Cei 4.000 de ron trecuți pe ecran, vă rugăm multiplicați. România-i de vânzare,
cu uzin creșe hotare, șpăgile au zornăit, algoritmul-i mulțumit. Dumnezeu, dacă ar veni prim-ministru într-o zi, l-am mânjit și i-am găsit cazier la SRI. Top, 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 Râșinica! Vreau să se vadă schema, da? Ia, te rog, unde te rog. Ești tu? Era să ne scape, să ne dea cu capul de scaun. Robert Georgescu, Giulia, mulțumim foarte frumos. Bine, mulțumim, Vlad, soțul este chiar rog, acolo. Eu am rămas cu popușita de la Danone pentru că n-am avut cine să dansez. Dar, vedeți că piesa Giuliei este într-o permanentă legătură cu piesa lui Robert Georgescu și a colegei noastre, Gabi. Da, de ce? Care pentru e că, pe locul nouă. Care e pe locul nouă, pentru că Giulia întreabă unde ești tu și ea întreabă. Dacă îl vedeți, să-i spuneți. Deci este o chestie totală. Că-l iubesc. Că iubesc și că-mi e dor. Și că mi-e dor. Adică, că-l scriu chirilic și-l citesc sanscrit. Eu da. Fiat, dacă îl vedeți, să știți că l-am iubit. Copii, dar așa, că vreau să vă spun ce. Robert Georgescu mi-a propus o piesă. Păcat de el, era băiat bun, așa o să se numească. Trecem de la amor la omor. Eu aici. Hai, zi. Deci politica presupune, printre altele, să stăpânești foarte bine arta negocierii. Adică atunci când adversarul tău politic își cere, tu să-i dai, frate. Da, să-i dai o mână de ajutor, un pumn, un picior. Ce crezi că îi folosește? Dacă noul parlament din România abia a fost ales și promite veselie mare, mai ales că ultrașii au partid, să ne delectăm și noi acum cu ce se mai întâmplă prin alte țări. De exemplu, puterea și opoziția s-au încăierat în parlamentul din Taiwan pe motivul de import de porci din Statele Unite. S-au aruncat pumni și mațe de porc în parlamentul din Taiwan. Bătaia a început în momentul în care partidul Kuomintang, aflat în opoziție, a încercat să oprească o dezbatere pe tema importurilor de carne de porc din Statele Unite, ce conține anumiți aditivi. Din punctul de vedere al opoziției, produsele respective reprezintă un pericol pentru sănătatea publică. Vai, și atunci s-au gândit că în loc să prepare cârnații din mațe de porc, ar fi mult mai bine ca ele să fie împrăștiate prin parlament. După bătaie, partidul de guvernământ i-a acuzat pe cei din opoziție că au umplut sala de plen cu mațe dezgustătoare și tot restul clădirii cu un miros urât. Asta înseamnă să ai principii și să te luți pentru noi până la capăt! Da, până la capătul spart al adversarului tău! Spre deosebire de Taiwan, la Arabie, pace și armonia! Da, la ei nu există parlament. Există doar regi și prinți care își arată pe ne ce le oferă supuștilor în fiecare zi. O șaorma cu de tot. Iată cum o transmisie de la o televiziune arabă, unde la finalul competiției sportive, probabil o întrecere între cămile, nu știu ce-o fi acolo, unul dintre participanți are mâncărimi extinse. Să fie pălăsă, azi a doua lumea Hasântin, în numele mea în canalul Roșu, că eu... După cum vedeți, și căldura e mare, dar și scărpinatul e pe măsură, măi. Ce să spun? Belicitări! Așa e când umpli fără fest, te scarpindezi. Să te bărăsă, azi e a doua lumea Hasântin, în numele mea în canalul Roșu, că eu... Abia acum îmi dau seama de unde vine salutul salam aleikum. Hai că ești rău, deci poate omul se iritase, măi, cald acolo. Știți ce m-am gândit? Cred că domnul ăsta s-ar fi potrivit perfect la Răzvan și Dani. Da, exact, și el și ei se cred marscule.
La Antena 1, Răzvan și Dani Diz de dimineață sunt salvați de invitatul permanent, domnul Oprișan, care livrează un banc scurt și bun. L-am auzit pe Florin, că a zis că s-a apucat de cântat la vioară. De la telespectatori am auzit ultimul bunicel spre foarte bun. Știți de ce s-a apucat Bulă de la, e invers de ordinea de la tine, știți de ce s-a apucat Bulă de pian? Că nu putea să țină berea pe vioară. În așa o emisiune melodioasă, băieții cântă și colinde. Nu, vezi că ești departe, te-ai dus la refren, nu te duce la refren. Cum e? Am plecat să colindăm toată lumea. Domn să înălțăm. Ești, puștule, ești talentat. Au făcut praf toate colindele și tot n-au nimerit. Domn să înălțăm. Am plecat la vânătoare, domn să înălțăm. Să culegem bebelușa, să parcă căprioare, domn să înălțăm. Păi nu, vezi că ești departe, te-ai dus la refren, nu te duce la refren. Cum e? Am plecat să colindăm toată lumea. Domn să înălțăm. Ești, puștule, ești talentat. Tot Dani povestește o întâmplare cu Dan Bursuc, care voia să-l facă mare interpret de manele. Cum mi-a zis mie Dan Bursuc când lucram în altă parte, acum mai mulți ani, mi-a zis: să treci până la mine, Danuțel, te-am văzut cum te prostești la televizor. Și eu zic: Dane, dar eu nu am ureche muzicală. Știu, n-ai nici voce, dar te ajută atitudine. Ți-a zis că ai o față de suferință. Am o suferință, care se potrivește în lumea manelelor. Suferă de importanță, veți vedea imediat. Comentând o căzătură pe care Ristei o aplică Ramonei, Dani spune cam așa: și vreau să vă zic că dacă mai exista Cronica Cârcotașilor, ne vedeam și noi miercuri. Există! Pe cine vrei? Există? Da, nu se uită. Mergem mai departe. Domnul Dani, Cronica Cârcotașilor există. De vreo 20 de ani suntem aici să-i facem mai simpatici pe cei simpatici și mai antipatici pe cei antipatici. Tu tocmai te-ai calificat în grupa antipaticilor. Și vreau să vă zic că dacă mai exista Cronica Cârcotașilor, ne vedeam și noi miercuri. Există! Pe cine vrei? Există? Da, nu se uită. Mergem mai departe. Măi Dan, ce să zic? Deci, până să te adopte Mihaela Radulescu, nici noi nu știam mai nimic despre tine. Da, auzi, stați puțin, că mi-e tot nume clar. Care e Răzvan și care e Dani? E unul mai mic, ăla e... Da, nu, sigur. Încă ceva, dacă îmi permite. Deci Dan, când erai sugar, erai Dan, da? Când ai venit la București, erai Dan. Când te-a luat de suflet Mihaela Radulescu, tot Dani. Bă, dar mai puțin și te-nsuri și ai rămas Dani. Dar maturizează-te și tu odată. Devin o Dan. A, uite, și bănică a rămas junior. Gata, știu, Dani, ăla micu... Ăla de la petrecere, de mai scăpai de el. Gata, așa. Ziceți, hai să mergem mai departe, că oricum Cronica există și noi am acordat mult prea multă atenție. Ia, Cronica are experiențe oribile cu oamenii mici și foarte mici. Și nu mă refer neapărat la statură. Da, stimați de spectatori, luăm o țil de pauză, bem ceva, să ne treacă greața asta și revenim, cât ai zice... Ai dat-o prost în momentul de față. Mă bucur de momentul ăsta din tot sufletul meu. Ai spus niște minciuni. Mi s-a blocat roata, frate. Din momentul de față te faci de... Mi s-a blocat roata. Bravo, băi! Încercăm să aflăm răspunsul de la un om care îl cunoaște foarte bine. Suntem din Dacia liberă. Ce e? Mai contează localitatea? Stai un pic, deci stai acolo, ce-ai... Vreau să mă țineți de mână așa și împreună să sarim toți. Ia uitați cum fac! Ca să-ți faci bursa lor, le fac frangul!
seama, fiecare cu ce are. Cristina Ștefan oficial pe Instagram și TikTokista noastră, Alexa Story. Am și TikTok, să știi. Vecina mea. Ai și tu TikTok. Nu. Și Cronica are TikTok. Da. N-are TikTok, că nu i-a făcut aia. Da, nu e, te face mușu. Da, mă, da. Pentru Cronica avem Facebook, că la noi, la oamenii mai maturi, e pe Facebook, pe astea. Bă. Îmi permis să te întreb, cât a venit Facebook pe noiembrie? A venit mult, da. Mă rog. Doamnelor și domnilor, avem o știre de ultimă oră. Da, Rodica, ce nu știe nimica, i-a spart chiuveta lui Vâta. Și totul s-a întâmplat la sala Palatului în timpul concertului lui Fane Bonico. Nico. Oh, atenție, urmează imagini care vă pot afecta neuronal. Vâta, mi-ai spart chiuveta. Criza din lumea artistică este atât de grea încât Ștefan Bănică a trebuit să se reorienteze. El prezintă mai nou Obositorul. Doamnelor și domnilor, în această seară, pentru prima dată la Observatorul Orei 19, știrile ni le aduce Ștefan Bănică. Aș aplauda, te-aș îmbrățișa. Și eu la fel. Hai măcar să facem așa. Îți mulțumesc foarte mult că ești aici, Ștefan. Cu mult drag. O să te rog să te așezi. Aici, locul de co-prezentator aici, este aici, acolo. Să spunem bună seara împreună. Bună seara, doamnelor și domnilor, bună seara, Sandra. Mulțumesc pentru prezentare, a fost foarte frumos. Și uite că vremurile astea neobișnuite ne pun în situații neașteptate. Ehe, dacă anii trecuți făcea să duduie sala Palatului, Ștefan Bănică săracul a rămas pe drumuri, pardon, pe la Obositor. Din poveștile strânse de voi pentru gala Ajut Eu, pe mine m-a impresionat una în mod special. Este cea unui brazilian care a lăsat soarele și căldura plajelor Copacabana și Ipanema pentru un loc unde iernile sunt grele, Valea Jiului. Cu freza aia vopsită și cu prestanța neștirbită, juniorul Bănică se potrivește perfect cu Obositorul. Ăia prezintă fake media, iar el prezintă fake VIP. Dar trecem mai departe la un fake prezentator. Mirela Vaida, de la atâta Vulpița și Viorel, a ajuns să vorbească în ultimul hal. Ia, ascultați. Nașii refuză să le mai înapoiască părinților propria lor fetiță în vârstă de doar 3 ani. Dacă refuză să le mai înapoiască, noi știm că ai votat cu PMP-ul plin de succesuri al numitei EBA. Nașii refuză să le mai înapoiască părinților propria lor fetiță în vârstă de doar 3 ani. Trecem acum la Irealitatea TV, unde fata patronului, domnișoara Alexandra Păcuraru, bună Alexandra, ne prezintă premierul cu numărul 2 al domnului Dragnea, domnul Tudose, ăla cu băncile. Încercăm să aflăm răspunsul de la un om care îl cunoaște foarte bine, Mihai Tudose, fost premier PSD și candidat la prezidențiale. Bună seara! Bună seara! Uitați că m-ați prezentat candidat la prezidențiale. Și a spus. La ce am candidat eu? A fost o greșeală, da, la parlamentare. Gura păcătosului adevăr greiește. Acum vreți la prezidențiale? Nu, acum nu. Mai vorbim mâine, astăzi nu. Vai, dar inteligența Alexandrei Păcuraru ne copleșește de fiecare dată. Gura și mintea ei sunt două părți total disjunse. Da, mi-a plăcut. Deci acum să-mi iau vocea de... Da. Înalt preasfinția sa Teodosie, securistul turnător din Constanța are aceeași problemă. Când vorbește, stă mintea în loc și acolo rămâne. Săptămâna trecută de Sfântul Andrei, nenea Teodosie de la Constanța, cel care e stat în stat, a chemat credincioșii la contaminare, pardon, la Sfânta Contaminare, veniți de luați COVID. Dacă ați aflat după acest pelerinaj că o persoană s-a îmbolnăvit și că are acest nou coronavirus, după ce a participat la pelerinaj, iar acea persoană a murit, ați avea-o pe conștiință? Nu. Oamenii au venit la pelerinaj, dacă a venit la Sfântul Andrei o persoană, a venit să-L caute pe Dumnezeu. Aici s-a întâlnit cu Dumnezeu. Și nu mai vorbiți de boală. Noi nu vorbim de boală la Sfântul Andrei. Adevărul e că voi nu vorbiți de boală la Sfântul Andrei. Voi o împrăștiați? Dar să vedem cine sunt credincioșii care au răspuns apelului lui Teodosie. Cum cine? Dacii liberi și covidioții. Suntem din Dacia liberă. Mai contează localitatea? Și mi-asum total să iau orice amendă, mi-asum orice, mi-asum să merg fără mască, mi-asum tot. Dacii liberi nu sunt din Buridava, Sucidava sau Capidava, sunt din Tântălăidava. Suntem din Dacia liberă. Mai contează localitatea? Și mi-asum total să iau orice amendă,
Mi-asum orice, mi-asum să merg fără mască, mi-asum tot. Rămânem la Teodosie să vedeți cum este el numit de colegul Saizu. Înalt preasfântul Teodosie a mers și acolo, a oficiat o slujbă. Înalt preasfântul Teodosie a mers și acolo, a oficiat o slujbă. Ei, asta ar mai lipsi ca Teodosie să fie și sfânt. Poate sfântul turnător la securitate? Aia da! Înalt preasfântul Teodosie a mers și acolo, a oficiat o slujbă. Însă cea mai tare este o prezentatoare de la Digi24HD, care sigur nu este dusă la biserică. De asemenea, Teodosie insistă. Să vă lămurim, în promptă era scris IPS Teodosie, adică înalt preasfințitul Teodosie, dar fata cum a văzut în prompter, așa a citit. Pam, pam! De asemenea, Teodosie insistă. Teodosie. După ce o să ia COVID de acolo, o să fie Teodosie, nu ups. Dar ca să economisim timp, propunem formula FPF Daniel în loc de prea fericitul patriarh Daniel. Dar nu e FPF, ar fi mai bine PFA. PFA Daniel. Zice mai bine. Da. Și avem PC Părinte în loc de prea cu cenicul părinte sau prea cu viosul părinte. Așa e, timpul costă bani, cu toate astea unii și-l cheltuie pe TikTok. Arză iar Gaia! Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la o nouă ediție de TikTok Trends. Îi salut pe colegii din platou, eu sunt Alexa Story, iar tema de discuție din această seară este intitulată Femeile și TikTok-ul. Măi, chiar suntem amuzante, cred. Deci mie până nu îmi spune Dana Budeanu cum să por coronavirusul, eu nu-l iau. Ne-am înțeles, da? Așteptăm directive de sus de la Budeanu. Însă, peste una alta, mai avem o fashionistă convinsă pe TikTok care ne arată cele mai interesante tendințe în modă. Ana Odagiu. Eu mă pricep la fashion, după cum puteți vedea, din atitudine. Dacă asta e atitudinea, e tot, după cum puteți vedea. Ce am eu, am atitudine. Ce fac eu? Mă plimb. Pe unde mă plimb? Prin clas, pe unde mă plimb. Și cum merg eu așa, ce văd? Parc, văd un covoraș. Pentru voi un covoraș. Dar eu parcă-l pun pe mine pentru că eu sunt fashionistă și încep să mă plimb atitudinea, da? Atitudinea e tot, pe unde mă plimb, prin cas, pe unde mă plimb și cum merg eu așa, ce văd, pac, văd o vază, pentru voi o vază. Dar eu zic turban, o iau, o pun pe cap și continui plimbarea. Ce am eu? Am atitudine, atitudinea e tot. Ce fac acum? Mă duc să iau cina. Unde? În bucătărie, dacă zic. Nu uitați că orice ne înconjoare poate fi folosit în fashion. Mulțumim, Ana, pentru indicații, iar noi trecem mai departe la femei și diete. Astăzi, de exemplu, am mâncat dimineața o banană. La prânz Iza a vrut pizza și eu am mâncat doar o feliuță din ea. Și diseară o să mai mănânc. Nu e adevărat, una singură am mâncat și încă o bucățică. Doar o feliuță mică, mică de pizza, așa de mică. Asta a fost tot pentru astăzi, dragii mei. Vă las în continuare cu Cronicuța, iar noi ne revedem săptămâna viitoare într-o nouă ediție de TikTok Trends. Cine nu are TikTok are mult timp liber. Da, are timp de o carte sau un film bun sau de... Auzi, tu chiar crezi în ceea ce spui? Nu, dar așa era scris acolo. Ce glumă bună, Ioana! Nu, eu am stat până la 5 dimineața pe TikTok, am dat scroll acolo. Ascultă-mă, au timp mai mult pentru Facebook și Instagram. Cine n-are TikTok poate să le privească aici pe bebelușe. Ce vă mai plac! Nu vă mai mișcați așa că să nu se rupă pasarela asta. Doamnelor și domnilor, vreau să vi-l prezint pe cel care este colaborator pe partea Europei de Escu Maluma, Robert Georgescu. Este cel mai tare compozitor. Deci este într-o
perioadă în care compune și când doarme. N-am văzut așa ceva. Mi-a scris-o o fată și mi-a zis, bă, ce s-ar face ăștia cronică fără Robert Georgescu, frate? Da, nu chiar așa e. Da. Cele două bebelușe cu tot cu volănașele din dotare. Și pelerine. Și Alexandra. Sunt din Matrix, așa au venit. Mă, acum am avut alegeri, dar n-am fost pentru primar, nu? Nu. Nu, alea au trecut. În România, dacă ești primar într-o comunitate și înășești și faci comunitatea ta mare, mare. Lasă-mă să ghicesc, poți să muri primar? Exact. Vai, ce tare! Da, dar în Germania nu e așa. Nu? Uite, de exemplu, în Germania mai nou, poți să devii primar dacă ești tras la sorți. Bă, ce chestie, ce democrație au ăștia, bă, băiatul! Aduceți urnă cu mine. Doamne. Ia, Vaul, vă prezentăm acum o știre care a făcut în conjurul lumii, pentru că au avut fix același număr de voturi. Doi candidați la primăria unui orășel din Germania au fost departajați prin tragere la sorți. O găleată acoperită cu un prosop, două bile, o extragere și orășelul Anatal din landul german Hesse are un nou primar. Stefan Hennes. Wo mein Name aufgerufen wurde, hatte ich das noch gar nicht richtig kapiert. Erst wo dann alle geklatscht haben, da habe ich gedacht, jetzt das ist dein Name gewesen. În tabăra cealaltă, fostul edil al orașului nu a fost deloc încântat că a pierdut mandatul la loterie. Kein Gewinner, es gibt halt ein Los Glücksgewinner, ja? Und das ist halt der Herr Hennes und dem wünsche ich an der Stelle dann erstmal alles Gute. Uau, deci dacă se întâmpla asta în România, se bălăcăreau ăștia vreo 20 de ani și nu ajungeau la nicio concluzie. Așa nemții au rezolvat mult mai simplu tragedia. Das war schon eine sehr anspannende Situation und ich bin mir durchaus bewusst gewesen, welche Konsequenzen meine Losentscheidung für die beiden Bewerber gehabt hat. Până la urmă, situația a fost tranșată rapid și fără cheltuieli suplimentare. Mai dificil e pentru fostul primar, nevoit să renunțe la funcție după 12 ani. Ia, hai să vedem cine e șeful în emisiunea asta, da, la 3. Nu, 2, 3! Da, iau-te șefa, frate. Vă dați seama, în România aia se certau 20 de ani și cu tău ochii și se dă în judecată. Nu, stai, tu ai câștigat pentru că... Nu, hai să vă explicăm, din cauza frigului, ea n-a mai putut să deschidă mâna. Nu că n-a mai... În România, funcția de primar s-ar fi jucat la barbut sau la poker, depinde. Da, bună idee, uite, puteau să joace și clădirea primăriei, care face parte din patrimoniu, o băgau și pe alea, pe cănele. Și care, mă, problema, câștigai funcția? Dar pierdeai sediul primăriei, pe bune. De asta nu suntem noi nemți. Ei fac totul profesionist, chiar și artificiile de revelion tot profesionist. Yeah. Un, doi, trei! Iar ai bătut! Rămânem în Germania să vă arătăm cum vor petrece nemții în pandemie revelionul. Pentru că Silvester, asta înseamnă în germană, revelion. Bă, da, dacă poți să faci sunetul ăla. Asta e că asta nu e artifică. Asta e bombă de-aia lansată de Ștuca, da? E clar. Avem și noi artificiile noastre aici la IMGV. Suntem pregătiți de revelion. O rachetă Sol-Sol Air. Șantierul ăla era plin de nemți, frate. Da, era condus și îngrijit de nemți. Da. Dar de marfă, dragilor, de marfă avea grijă un chinez. Bă, deci dacă ăștia nu se pricep la artificii, nu se pricepe nimeni. Da, măi, deci că din cauza luminilor de la artificiile astea speciale s-au trezit cosmonauții de pe stația orbitală. Deci, când au văzut beția de lumini, mamă, săraci, li s-a făcut chef de o paranghelie cu lăutari. Dar să fie ca în Germania, pe sistem turbo! Și pentru că sunt prea civilizați și nu se ceartă nici măcar la alegeri, românii au decis să se răzbune pe nemți și le-au trimis niște maneliști să-i facă de rahat în limba lui Goethe. Es ist war Weihnachtsdia.
Achtung, achtung la toată lumea! Dragilor, avem și noi o manea pentru voi, interpretată de legendarul Adrian Iaia! Zihar! Se știe, iată! Ale Dihmic Liban, adică pentru toți și care mă iubește, face dieses Lied un Würde Essen. Dar yeah. Mein Herr, mă ajuți un pic la românește? Imediat, așa sunt zilele mele. Das ist meine Tage, Tage. Una bună, zece rele. Eine gute sechte Schlage. No, da, doamne, cineva? Gott Wetter, Gott Wetter. Asta nu știu să zică. Să mă scape de lumea rea. Deci, Welt geschlossen, papa. Ia, ia, zi, hă, zero, duc, danke, danke. Fantastic. Danke, danke. Acesta a fost legenda vie, Adrian Wunder, a fost Adrian das Wunderbare Kind, yeah, yeah. Sau cum se spune, Kinder. Cu nemuritoarea piesă, așa sunt zilele mele, zos in meine Tage. Ia, 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 ia. Dacă permiteți. Eu, stați-mă, că am ieșit din persoană, deci dacă îmi permiteți, asta înseamnă talent în stare pură, nu ce vezi la ferma ălora de la ProTV. Haine, Baulner, Cotofaine. Vai, s-a întâmplat săptămâna trecută marea finală de la Ferma. Prea multe surprize n-au fost, pentru că știam de 3 luni cine-i câștigătorul. A fost doar așa, un scandal în dormitor. Deci, ori taci din gură, ori ești aici. Am voie să stau oriunde doresc. Dar nu vin cu cine îți trăiesc. Bă, tu am simțit sau nu? Trebuie să te scot de aici eu, personal? A fost suferință mare. Înainte de finala aia mică și rea de gură s-a calificat deja, iar vizirul și nenea ăla mare luptător s-au bătut între ei pentru un loc în finală. Marele mușchiulos a rămas cu roaba blocată și Lucian s-a calificat în finală. Wow, ce surpriză! Nici nu știam că o să câștige. Augustin Viziru! Mi s-a blocat roata, frate! Ușor, respiră, respiră. După ce luptătorului s-a blocat roata pentru că nici Dumnezeu nu doarme, am fost invitat să vedem marea finală. Neșansă mare pentru domnșoara, sigur. A fost pusă să bată cuie. Păi de unde să știe ea să bată cuie? În timpul ăsta, șmecherul de viziru a găsit cheile, a deschis cutia și a luat echipamentul de protecție, a spart geamul, a luat trofeul, a luat banii, a plătit impozitele și a mai rămas și el cu ceva. Mă bucur de momentul ăsta din tot sufletul meu. Bă, vă mulțumesc tot tuturor, băi. Vă mulțumesc din suflet. Unde ești, Elenuș? Elenuș, vino încoace, mamă. Unde ești? Bravo, băi! Bravo, mamă. E al nostru ăsta. Ridicăm mâna amândoi. Amândoi suntem câștigători. Universul românului tati, băi, adăștept Augustin Viziru. Deci a venit omul pe la mijlocul show-ului, a muncit cât mai puțin, a băut toată vișinata, a luat-o caimacu, a dat și a gata, bravo lui. Băi, la ProTV este exact ca în viață. Unii fac spectacol, alții iau banii, normal! Și noi luăm o pauză, ieșim să ne recreăm puțin și revenim cu forțe proaspete. Dar pentru ultima parte din emisiunea noastră din seara aceasta. Pentru materialul de astăzi, tot ce putem să facem e o călătorie virtuală cu Google. Ce e? Adică să mergem în pula cu satelitul. Ai dat-o prostă în momentul de față. Haideți cu noi. Ai spus niște minciuni. Nu intrați în panică. Nu, dar vedeți o ceară. Sunteți pe dușmănie rău, nu? Orașul croat Pula nu-și va schimba denumirea. Mamă, ce obraznic ești să moară cine mai este. Asta este adevărul. Așa că noi vom putea merge în continuare în pula. Adevărul tot timpul am șansat. Mamă, urât. Și gata, asta e tot ce ne interesează. La 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 la
E ultima parte, ne-am întors. Fetele sunt aici alături haideți, de noi. Haideți, vă rog, veniți lângă noi. Când mă gândesc cât de mult e, cât de frig e afară și aici e cald. Veniți, haideți, da, vă rog, veniți, că veniți că lângă noi. Hai că să stăm mai înghesuiți, să ne încălzim și noi. Hai, hai, hai că dacă luăm un grup plan și facem... Se vede ca pinguinii, da? Mă rog, să revenim. Revenind producătorii emisiunii Putoarea Dragostei și-au dat seama că, așa zisul show, are o problemă. Mai exact, e lipsit de cocalari profesioniști. Așa că l-a adus în casă pe cel mai tare dintre ei, renumitul Jador, ăla pensat, ăla frumusel, așa, care știe, care cunoaște și uite, are o privire asta, așa, e șmecher de șmecher, da. Mafiot. Bine, la școală ajutoare de mafios, dar șmecher de șmecher. Stimați telespectatori, omul a crescut vizibil nivelul cultural al emisiunii. De când a venit el, se înjură printre dinți și doar în șoaptă. Atenție, să mormăm. Jador și alt șmecher coclit s-au apucat să facă evaluări în ceea ce privește ștoarfele. Asta sunt concurenți, ei fac ce știu mai bine, se ceartă ca la ușa cortului. Ia, ia, puțin atenție, urmează momentul de maximă audiență. Ai dat-o prostă în momentul de față, ai spus niște minciuni și în momentul de față te faci de... Deloc. În momentul în care eu voi aduce acele înregistrări și vei vedea și îți vei arăta adevărata față și nu că ai căzut acum în fața publicului. Alexandra, aduci înregistrările pe care le ai. În fața publicului. Nu mai fi Alexandra, că încerc să ascunzi, știu treaba asta, că încerc să ascunzi acum. Ho, nebuno! Ho, că faci spume la gură mai ceva ca cea din sezonul trecut aia de a avea un Nagasaki în cap. În altă ordine de idei, vă dați seama ce branduri se pot asocia cu mizeria asta de la canal de Bele Șele. Firmele de salubrizare și foștii scafandrii de la ICAB. ICAB nu mai există, dar înseamnă întreprinderea de canalizare și apă București. Eu te întreb pe tine, dacă tu ai început să înregistrezi de când erai acolo... Stai 5 ore! Stai 5 ore! Ai fără despre ce vorbează pe mine! 5 ore înregistrare! 5 ore stai ca să vezi că eu am dreptate! Dacă vrei să-ți arăt că eu am dreptate, să arăt că am dreptate și eu am înregistrare! Stai 5 ore! Păi trebuie să știu... N-ai baterie, n-ai memorie în telefon să înregistrezi 5 ore. Umor, dar plină de umori apoase. Da, știți care e treaba? Cum se întâmplă acolo? Da, deci ei colectează toate mizerile posibile, după care le aruncă în creierul celor care se uită la așa ceva. Acum să știți că nici cu ProTV nu mi-e rușine. A ajuns un fel de hârtie igienică și nici măcar mai aia cu trei straturi, frate. La măruță în emisiunea Când rămân fără subiecte este sunată Maria Adria, grecoaica aia care vorbește pocit. Maria! Da, asta vreau să trebuie să-mi faci. Uite, vreau să spun că l-avem alături de noi pe prietenul nostru Magitot, care a primit marfă nouă și vreau să te întreb, știu că la un moment dat erau probleme în Cipru, dacă vezi ce am eu aici pe masă. Sule de hârtii? Sule de hârtii, exact. După cum puteți vedea, umorul este slăbut spre slab și mai mult de situație. Sule de hârtii? Sule de hârtii, exact. Tot de la Maria Adria aflăm că el, cățelul, este castrat. Știre de importanță majoră. Ea are operație? Greta. Da, ca să nu poată să facă copii, că e moșuleț. Ce e? E moșuleț. Dar nu-i se vede, e așa de frumos. Însă cel mai interesant este că Maria Adria a împodobit copacul. Cum care copac? Copacul de Crăciun. Te rog frumos, spune-ne, ai făcut bradul de Crăciun, vrem să-l vedem. Să-ți arăt copacul? Ce? Copacul acum? Stai un pic, deci stai un pic, deci stai acolo, ce ai făcut? Ai făcut copacul? Copacul, cum se face la fiecare an, știi, care pui clopoțele pe el și așa? Deci tu faci copacul de fiecare dată de Crăciun? Da, da, eu, Cătălin, îl fac mai repede pe copac, știm? Că noi totdeauna îl făceam când eram micuți, aseam mai repede cu tata. Da. Și îl fac totdeauna, în ziua când este, adică care îl făceam noi cu el, ca copil, îl fac în ziua aia și eu pe copac. La partea cu copacul se potrivea mult mai bine un copac cu flori, dar ăla e mai spre primăvară așa. Copacul de Crăciun se numește brad și are cetina verde. Un copac cu flori. Găsiți la obor. Dar ce ai pus în copac? Dar mai arată-ne copacul, mă, Maria. Un copac care... O să te mut cu telefonul acum, nu mai te mut cu chestia asta, da? Da, da, mută-ne cum vrei tu. Și mută copacul. Astea. Ia. Uite, bă. Vezi, aici e copacul. Și ai pus globuri frumoase în el. Și, da, are și floricelele, vezi, pe florici. Da, și ce, ce ai mai pus? E, are aici sus, ostia.
Ce m-am făcut în gând când am văzut aia. Trebuie să faci copac în casă. Deci fata asta e chiar simpatică în inocența ei, cum vorbește ea așa. Da, e foarte drăguță și parcă nici nu-ți dorești un alt IQ pentru ea. I-ar strica tot farmecul, e atât avem de simpatică. Ceva, ceva un pic mai inteligent decât Dulcea Maria Adria. Este acest nu telefon. Există. Ba da, avem este dragilor. Este acest telefon. Smartphone. Aceste sule de aceste telefon înfăsurat în sule de hârtie, da? Sule, da, da. Care va ajunge la un telespectator care a trimis gafe, bâlbe și alte subiecte pe www.cârcotașii.ro. Cu condiția să fi făcut copacul. Dacă a făcut copacul foarte bine, dacă nu, asta este. Epa. Teglaș Marta. Eu, atenție. Deci, exact, nu e Marta, e Marto. Și nu e Teglaș. Teglaș. Dăm telefonul, te rog. Te rog frumos. Te rog frumos. Da. Stai să sun, dăm telefonul. Deci, acum eu vă spun, faptul că a câștigat un telefon este motiv de zaiafet. Da. Care zaiafet are și el un motiv de sărbătoare, pentru că ce s-a sărbătorești? Păi s-a uitat, că nu s-a, s-a uitat pe internet și a văzut orașul fucking din Austria. Așa se numește. Fraților, uite trei știri recente pe care merită să le auziți. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Începem cu vești foarte proaste. După 1500 de ani de existență neîntreruptă, se pare că satul austriac fucking va ceda sub greutatea propriului nume. Să explic. Satul ăsta există pe frumosul nostru pământ încă din secolul 6. Da, 6, când nobilul bavarian pe nume Foco s-a așezat aici. După 1500 de ani de viețuire neîntreruptă, conform recensământului, aici trăiesc 104 oameni în 32 de căsuțe. Deci numele e mai mult reclamă, vrăjeală. Nimeni nu fucking în satul fucking. Singura atracție turistică e, bineînțeles, indicatorul de intrare în localitate. Semnul cu fucking e prea frumos să nu-l furi și să-l atârni deasupra dormitorului tău. Celălalt indicator, cel care te anunță că ai ieșit din fucking, nu e nici pe departe la fel de popular. Ei bine, urmează vestea proastă. Conform Digi24, oamenii dintr-un sat austriac, care au îndurat cu răbdare vreme îndelungată nenumărate ironii, au anunțat că la data de 1 ianuarie 2021, numele localității lor, fucking, va fi schimbat. Astfel, începând cu prima zi a anului care urmează, satul va fi cunoscut sub numele de fucking. Schimbarea de nume a declanșat o adevărată criză existențială în zonă. Nimeni nu știe ce se va întâmpla cu satele din deal și din vale de fucking, respectiv Oberfucking și Unterfucking. Cu toate acestea, nu intrați în panică. Orașul croat Pula nu își va schimba denumirea. Așa că noi vom putea merge în continuare în Pula. Evident, nu acum, că e pandemie. Pentru materialul de astăzi, tot ce putem să facem e o călătorie virtuală cu Google. Adică să mergem în Pula cu satelitul. Haideți cu noi. Uite indicatorul de intrare în localitate și... gata, asta e tot ce ne interesează. Am întrebat și cei din Băicoi n-au niciun comentariu de făcut. Sexy la cumpărături. O tanti de la televiziunea italiană ne-a arătat cum să faci să fii sexy la cumpărături. Să vedem, scapi pachetelul cu mălai și... sexy. Gestul ei a stârnit un adevărat scandal în Italia. Buba e că prezentatoarea promovează standarde nesănătoase pentru femei, bla bla bla. Știrea a devenit rapid virală și a stârnit reacții pe întreg mapamondul. În California, oamenii se întrebau de ce e tantia aia așa de îmbrăcată. E iarnă în platou? E bolnăvioară sau ce? În China, lumea a fost oripilată de modul în care a scăpat femeia produsul de pe raft. Sfatul lor e să aibă grijă cu produsul ăla, că data viitoare poate nu-l mai face nimeni și pe urmă ce mai cumpărăm noi? În Coreea de Nord, cetățenii au avut nevoie de clarificări. 1. Ce sunt alea cumpărături? 2. Ce e aia sexy? Și 3. Ce e aia emisiune? În final, în Cuba, lumea s-a arătat scârbită de tot. Vedeți voi? Ce e sexy duce la cuplare. Cuplarea duce la întemeierea familiilor și familiile sunt instituții burgheze putrede. Să scăpăm femeia de sub jugul tiranic al noțiunii de sexy. Viva la non-sexy, viva la revoluțion! Crăciunul la englez. Experții britanici, mai exact profesorul Chris Whitty și Patrick Wallace, au analizat bine situația și au tras concluzia că, chiar dacă nu e ilegal să-ți îmbrățișezi rudele de Crăciun, asta nu înseamnă că trebuie să o faci. Citat, nu-ți îmbrățișa bunica dacă vrei să supraviețuiască și să mai poată fi îmbrățișată în viitor. Corect! Dar ce faci cu mătușa aia care se rujează, te prinde de obrăjori, te trage vârtos, te pupă peste tot și apoi te curăță cu degetul îmbibat în salivă? Mătușa aia care se miră că ai crescut când tu ai 40 de ani. Ea ce facem? Cum facem să treacă și tanti Gina Crăciunul? Cum? Cam atât pentru astăzi, ne vedem săptămâna viitoare. Pa, pa!
Știți ce e nașpa? Întotdeauna cea mai cupăcioasă din tot neamul este mătușa aia urâtă, cu țep pe față și care-i pute gura. Mamă, mamă! Deci mătușica aia frumoasă, care de fapt nu te rudă de sânge, ci doar prin alianță, e total necupăcioasă. Normal că e cupată, e pe TikTok. Mai băi, sincer, acum să vă ferească bunul Dumnezeu de un unchi pupăcios și eventual și ungur. Că ăla e dezastru. Olala, menon, meui, ba da, o știre ne-a dat peste cap și a venit de la Bruxelles, capitala Europei. Aici niște europarlamentari au început să se simtă și ei bine, nu numai aleșii care i-au trimis acolo ca să scape de ei, menon, meui. Polițiștii belgieni au intervenit după ce au primit informații că într-un apartament are loc o petrecere care încalcă restricțiile impuse de pandemie. Înăuntru se aflau în jur de 20 de oameni, printre care și câțiva diplomați, majoritatea dezbrăcați potrivit presei belgiene. Europarlamentarul Josef Sayer, în vârstă de 59 de ani, a vrut să fugă, ieșind pe geam și coborând pe burlan. Olala! Vă puteți închipui un europarlamentar în popoul gol fugind pe burlan de poliția belgiană? Acum nu că suntem răi, dar credem că de la petrecere a lipsit Rareș Bogdan. Nemotivat chiar! Eurodeputatul nu avea documentele asupra lui, iar forțele de ordine l-au escortat până acasă, unde l-a prezentat autorităților pașaportul de diplomat. Pentru a scăpa de sancțiuni, acesta a invocat imunitatea, însă la scurt timp și-a anunțat demisia și retragerea din viața politică, fără să precizeze exact motivul. Cam așa este politica. Una spui în fața poporului care te votează și alta tragi pe, nescuzați, pe p***. Ungurul ăsta bărbos este cel mai bun exemplu. El a fost și unul dintre autorii controversatei Constituții Ungare din 2010, criticat, între altele, pentru că ar crește gradul de ostilitate la adresa comunității LGBT. No, dragilor, un coleg al europarlamentarului Maghiar, prins cu mâțul în sac, a dorit neapărat să facă lumini în acest scandal. Are cuvântarea domnul Attila Kuro. Ciocolomiții, ce vreau eu să spun la toate românurile? Europarlamentarul implicat în scandal nu-i maghiar, e român de al vostru. Noi maghiarii nu avem treabă cu alții. Noi suntem patriote, ne f*** doar între noi. În felul acesta menținem sângele maghiar curat și nu întinăm dosurile de maghiar adevărat. De exemplu, la noi nu există homosexuale, ci doar ne ținem spatele unii la alții, pentru că suntem uniți. Na, ia, de ce pot să spun, în spatele fiecărui bărbat maghiar de succes se află un alt bărbat maghiar. Ciocolom, miții! Mulțumim la domnul Attila Kuro și îl încurajăm să-și urmeze principiile și să dea la spate toate răutățile. Răutățile se vor simți bine. Sivem, ce rău ai fost, dar să știți că avem și noi aici la Cronica maghiarul nostru pe Codruț Cheghei. Ciocolom, ciocolom la toate fetele. Ciocolom, miții, da. Zis și dezbrăcatul. Auzi, mi-aduc minte cum cea Vadim, maghiarul ăla de Codruț Cheghei. Dar ăsta abar n-are două cuvinte în ungurește. Halal maghiarești. Mama, apropo de treaba asta, m-am întâlnit cu domnul Vadim mulți ani în urmă și a trecut pe lângă mine și mi-a zis, ce faci, băi, Bozgore, mă filmezi? Aș vrea să vă spun că vă iubesc, dar nu știu cum să fac. De câte ori vă întâlnesc, sunt fericit și tac. În spatele meu, observați și mi-a cum am aranjat. Nicu să arunce fulgi ăștia ca și cum ar ninge. Suntem la gala femeilor de succes și lângă femei de succes, bărbați de succes. Hai să vă povestesc o chestie. La sfârșit, Dan, salutare, Gabriel Fătu. Am fost la Berceni, la spital, la cineva și în spatele meu la alimentare era o doamnă care se uita așa. Și zic, ce vezi, doamnă, vă e rău? Și spune, ha, vă știu, Gabriel Fătu. Așa și e. Zic, mulți spun că semăn cu dezbrăcatul. Ha, nu că l-ai un dobitoc. Și mie mi s-a întâmplat odată, eram în mașină, veneam de undeva de pe la Orșova și la Slatina. Trei semafoare, mă urmărea cineva și făcea semne. Și eu eram un pic stresat, zic, mă bate, mă omoară. Și la un semafor m-a prins așa și a zis, vreau să-mi dați un autograf, sunt marele dumneavoastră fan. Deschid așa geamul, dă o foaie un pic și scriu, zic, cum vă numiți? Florin Dima. Și scriu, pentru Florin Dima, mult succes, cu drag. Și zice, dacă aș ști cât vă apreciez domnul Lazarus. Și scriu, cu drag, lui Lazarus, ca să nu-i stric omului bucuria. Și a rămas așa. Deci se întâmplă, la mulți ani. Te-am bubat.
Salut, Mâna! Tu ești o femeie de succes, te-am văzut, te admir. Cred este... că sunt pe drumul cel bun. Iar iubitul tău este... l-am văzut eu la... Eu cred că tu îl știi mai bine decât mine, pe iubitul meu. Da, pentru toți cei care nu știu, Băneasa cel Mare este iubitul ei și, mă rog, m-au rugat să nu spun, dar... Acum, Ana, ce vei face de sărbători? Mă voi duce la familia mea acasă, la unde? Timișoara. Zăpada e cât casa acum la tine? Da, da, ai mei au rămas și fără curent. Știu, au rămas da. În pană acolo la un moment dat. Da. Veți pleca împreună sau singurică? Împreună eu cu iubitul meu. Da. Nu știu, uite, îl invit acum pe această cale. Mă însoțești? Vrei să-ți cunoști socrii? Ce-ai nenorocit, Băneas. Vreau să vă felicit, îmi pare bine. Vă stă foarte bine împreună. De câți ani vă iubiți? De 2 ani. Și sunteți așa ca la început sau sunteți mai rău? În fiecare zi mai bine. Când vă veți căsători, ce rugăminte am la voi? Să mă invitați. Da, cu mare drag. O fac cu mare drag, promite, da? Cu mare drag. Minim 1500 de euro și vin cu mare drag. O fată tare frumoasă pe care o cunosc de mulți ani de pe Facebook, pe care am admirat-o, care probabil că acum află că a avut o dragoste ascunsă undeva într-o pagină unde eu am stat și am urmărit-o, dar spune-ne, de ce ai dispărut din lumea asta? Nu am dispărut. Eu locuiesc în Arad. M-am mutat. Știu, dar recent. Te-am văzut prin toată lumea și ai dispărut de pe Facebook. Nu am dispărut. Nu? Poate ai dispărut tu. Înseamnă că m-ai scos de la prieteni. Doamnelor și domnilor, lângă mine este o doamnă. Da, chiar doamnă. Da, pe care o respect și o admir foarte mult pentru că este așa cum e ea, nu are nici fițe, nu are nici figuri, nu are absolut nimic. Și o dată m-am întâlnit cu ea, după aia a venit soțul și m-a bătut pe spate și am fost Mimi. Hai că n-a fost așa. Știu, bătut să te salute. Dar m-a strâns, nu mi-a lăsat. Ce-ți dorești de la noul an? Să știi că nu am lucruri materiale, cu toate că sună foarte fake. Normal că tu, cu toții ne dorim o super casă prin LA și mai știu ce, dar dincolo de lucrurile acestea, îmi doresc ca noul an să mă găsească cu proiecte frumoase. Îmi doresc foarte mult ca în noul an să am o nuntă de vis. Mă chem. Așa cum te chem. Mă ustură foarte tare în gât și m-am întâlnit cu o echipă, cu o doamnă tare interesantă care s-a gândit la mine. Mi-a dat o pastilă pentru gât, mi-a făcut limba albastră și vreau să-i mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați avut grijă de mine, că v-ați gândit la mine și că mi-ați dat... și poate ne mai vedem la anul. Și pentru alte... Peste lună, adică. Creme, colaborări, aveți pentru orice. Sper să-ți treacă gâtul. Sănătate, spor în casă. Mulțumesc, pentru virilitate, pentru... Pentru bani, pentru ce vrei tu. Dacă aveți o cremă, să-mi dați și... Oprește asta, te rog. Noi, echipa, îți dorim an nou, soție, tale, dar să fie, știi, să se întâmple, spun, da. Îți spun o chestie. În afară de noi doi așa, bărbați, bine ai mai văzut pe aici? Măi, să știi că, sincer, n-am apucat să mă uit, dar sunt sigur că la un moment dat vor fi. Oricum, tu ești cel mai bine dintre noi. Nu, noi doi. Da. Și să știi, uite, că noi, familia Vlădău, te urmărește foarte tare. Serios. Tot timp. Nu există dată în care, și dacă nu apucăm să o vedem atunci, Duminică. Ne uităm pe YouTube. Foarte tare, îți mulțumesc, e o onoare. Păi n-ai de ce, chiar e foarte frumos emisiunea. Da. Spune-mi tipa aia de acolo. Hai, lasă-te rog. Tați, dacă pe durata show-ului vi se face rece și simțiți la spate răcoare, am să vă aduc o pătură. Am un pled în mașină. Oh, super, vă mulțumesc din suflet. Da. Aș vrea, dacă nu te superi, aș vrea să te ridici în picioare ca să te vadă lumea în toată splendoarea. Da. Te rog. Este la fel de înaltă ca mine. La fel de înaltă ca tine. Ce sport exact ai făcut? Nu prea fac, n-am făcut un sport anume. Doar când eram mică am făcut timp de 6 luni atletism, doar cam atât. Te-ai jucat cu băieți? Nu m-am jucat cu băieți. Dar acum ai vrea să te joci? Depinde, la ce te referi, nu știu. Uite, de exemplu, eu la 47, tu la... 25. Să nu mă spui lui mamei tale. Din partea mea, din partea colegilor mei, gânduri bune, dragoste, bucurie, sănătate, sărbători fericite. Vă iubesc! Da, dar știți ce am realizat acum da, de curând? Da, te rog, ia, zi-mi. Că pandemia asta ne obligă așa să mâncăm numai acasă. Da, mie îmi spui, draga mea Ioana, măi, Șerban, nici nu știu cum să vă spun. Eu când aveam eveniment, în fiecare seară ieșeam și veneam cu un pachetel, mâncam acolo, adică era mâncarea asigurată. Veneai mâncarea... unde, că nu la noi. Da, v-am adus și vouă, când nu v-am adus. O ciocolățică. Din această cauză, în această seară, mâncăm în familie din nou. Din nou, da, da. Dar până la cină îi anunțăm pe oameni că au devorat cronica acestei seri. Gata, se fini? Gata, gata, casă. S-a terminat. Ne întâlnim din nou miercurea viitoare, seara de la 20, pe Prima TV. Până atunci, nu uitați, sunteți ce-ți
Stimați spectatori, eu acum trebuie să joc rolul de gogie. Adică și ușor bea. Dar nu sunt bea, doar joc. Păi știți cum văd eu politica asta? E ca și cum ai fi pus să alegi între gripă și apendicită. Deci primul pe gripă, da. Probabil vă întrebați cum eu sunt așa frumos și nu am riduri. Da, chiar am putut. Meserie. Faptul că, țară de aur. Faptul că zi de zi trăiesc când așa oameni frumoși, când așa oameni frumoși, se filmează, se filmează. Tu n-ai riduri, ai laba gâștii, se numește. Știi, ți-și capus gâscuța laba. Peste 10 ani nu s-am labă de gâscuța.